Bună, Renato! M-am gândit să-ți las acest mesaj astăzi, pentru că știu cât de importantă este familia pentru tine în aceste momente. Duminică este o zi importantă pentru cariera ta politică, o zi la fel de importantă pentru țara pe care o iubim atât de mult. Dar nu știu câți ar fi avut curajul tău, curajul de a renunța la o afacere și o carieră ca cea pe care o aveai în Rusia, pentru a reveni acasă și a ajuta pe oameni. Cred că toate aceste lucruri le regăsesc în tine de mic copil, când îmi aduc aminte de ceea ce făceai tu în vacanțele noastre la bunici, de ceea ce făceai în școală, de ceea ce făceai în perioada de studenție. Ascultând discuția ta cu Sasha, fetița ta, am regăsit atât de multe lucruri din tine. Mi-aduc aminte și acum veioza galbenă din colțul camerei, în care citeai până noaptea târziu. Și atunci când mama îți închidea lumina, luai lanterna și te ascundeai sub plapumă pentru a citi mai departe. Acea lume a cărților te-a dus atât de departe, încât toate visele tale au devenit realitate. Și ceea ce faci astăzi nu mai sunt vorbe, sunt fapte. Nu vine să cred ce schimbare am văzut în bălți de când ești tu primar acolo. Văzând acea schimbare, înțeleg ce schimbare poate fi în țara unde tu vei deveni președinte și eu cred în asta. Nu o să uit niciodată acele valori care ne-au făcut să fim ceea ce suntem astăzi. Atât eu cu soțul meu, care, prin intermediul fundației pe care o avem, încercăm să ajutăm copiii defavorizați din România. Și deși nu sunt atât de mulți ca cei copii pe care îi ajuți tu, înțeleg cât de mare este acest efort. Când mă gândesc la numărul acelor oameni și copii care au beneficiat de suportul tău în Republica Moldova, înțeleg că puterea ta este peste limitele acelor oameni care ar putea și și-ar dori o Moldova diferită. Noi am crescut în două culturi, culturi pentru care sunt mândră că le-am însușit, datorită părinților noștri și școlii în care am fost educați. Atât cultura rusă cât și cea românească sunt culturi cu o istorie atât de frumoasă încât nu există dubii că toți cei care suntem născuți acolo trebuie să iubim și trebuie să respectăm valorile culturale acestor două țări, dar trebuie să mergem mai departe, așa cum încerc să-mi duc copiii mei, așa cum îi duci și tu pe ai tăi, să învețe cât mai multe limbi, să devină copii ai lumii, pentru că doar limbile ne ajută să învățăm și să știm că tot ce este dincolo de granițele țării pe care o iubim, este tot un viitor. Știu că ți este foarte greu acum. Știu că emoțiile te copleșesc, dar știu că faci față foarte bine. Nu îmi vine să cred că tu ai reușit să ajungi aici prin munca ta. Știu mai mult ca oricine că niciodată nu ai cerut ajutorul nimănui, pentru că întotdeauna ai crezut că ceea ce faci tu, faci bine. S-a adeverit. Vreau să-ți spun că sunt atât de mândră de tine, încât și atunci când îl văd pe băiețelul meu, pe Denis, pe care îl iubești atât de mult, cu mare grijă de animalele lui, pe care le găsește oriunde în stradă și le aduce acasă, exact cum făceai și tu, înțeleg cât de mult semănăm. Înțeleg cât de mult se transmit acele gene care trec peste ceea ce numim noi o generație. Ele merg mult mai departe. Dacă mă gândesc la Ancatrin și la străbunicul nostru care vorbea 7 limbi și a studiat în România, la mama care avea aceeași pasiune pentru limbi și Ancatrin care le vorbește între timp 4 limbi fluent, ca și cum ar fi limba ei maternă, atât germana, româna, rusa, engleza, înțeleg că ei sunt viitorul. Înțeleg că acolo unde te îndrepți tu este ceea ce noi numim schimbare. Eu știu și cred în puterile tale. Eu știu că tu vei reuși și repet acest lucru pentru că știu că de asta ai nevoie acum. Vreau, nu o să uit niciodată cum tu, în copilărie, te ascundeai atât de bine în curtea casei și îți făceai acele planuri și strategii pe care astăzi, crescând,
le-ai adus la o scară a unui adult care știe foarte bine ce face, care știe ce trebuie să facă pentru oamenii săi, pentru țara lui.